Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 49-a ediție în analizele economice. De grabă se apropie așa un mic jubileu când vom avea 50 de ediții. Analize economice este un proiect comun IDIS Viitorul Privesc Eu. Ne puteți găsi pe pagina să fie IDIS-ului sau fie Privesc Eu sau pe pagina mea ioniță.md, unde puteți găsi toate celelalte analize legate pe diverse subiecte. Astăzi vreau să discut un subiect. Datoria de guvernului, de fapt datoria de stat sau datoria Guvernului Republicii Moldova, din ce cauză? Deoarece foarte multă lume are de nedumerire. Avem noi datorii, care este datoria, cât de mare este, ce-i cu dânsa și în general e bine sau nu să avem datorii. Din acest motiv, cred că ar fi bine să discutăm acest subiect, să scoatem în evidență toate aspectele în felul acesta, că atunci când discutați, analizați, să vorbiți cu cunoștință de cauză. Haideți să începem cu primul grafic tradițional, datorie externă Republicii Moldova, a Guvernului Republicii Moldova, așa este foarte important, ca gușa veți vedea, vom face o descifrare totală, toate scopul nu este datoria Guvernului. Deci pe noi ne interesează, în primul rând, Guvernul Republicii Moldova, care este volumul datoriei lui. Dacă vă uitați atent, în trimestrul 1 în anul 2022 sau astăzi, datoria Guvernului se apropie de 79 de miliarde de lei. De ce spun estimativ? Deoarece anumite cifre nu sunt încă, avem datoriile externe, interne de fapt știm exact, datoriile externe avem pe luna februarie, câteva zile vor fi toate cifrele, dar estimativ sunt 79 de miliarde de lei. Haideți să ne uităm de ce sunt formate ele. Sunt datoriile externe de 46,7 miliarde lei și datoriile interne 32,2 miliarde lei. Dacă observați, la noi datoriile au crescut, de fapt, în două etape, perioada 2015-2016 și 2020 până în prezent. Și aici trebuie să spunem câteva nuanțe care ne va fi foarte clar. Dacă vă uitați atent, în 2015 la noi brusc a crescut datoria externă de la 20 până la 26 de miliarde lei. În realitate ea n-a crescut, însă nu uitați că noi ce vorbim de lei, iar datoria noastră este în dolari. În acea perioadă, vă aduceți aminte când scuturam cu toți saltelele, după jaful Merdeardul, la noi a avut loc o depreciere a valutei. Din acest motiv, povara bugetară sau povara pe bugetul de stat a crescut nu de atât că la noi s-a majorat datoria, dar din simplu motiv că datoria care era în dolari, leu s-a depreciat și în lei a devenit cu mult mai mare. Al doilea lucru care tot trebuie să-l știm este că datoria Republicii Moldova a crescut brusc în 2016 și datoria internă, de la 9,7 miliarde lei la 21,5 miliarde lei. Aici nu trebuie să vă spun foarte mult, știți foarte bine, jaful bancar, garanțiile guvernamentale, transformarea garanțiilor guvernamentale în datorii de stat. Deci, practic, noi, în anul 2016, de la 29, sau la 30 de miliarde lei până la 51 de miliarde de lei, o creștere cu 20 de miliarde de lei a datoriei, este determinată de doi factori care n-ar nimic cu datoria. Prima, jaful bancar, care ne-a dus la ceea că a trebuit să convertim garanția de stat în datorii, și doi, jaful bancar care a dus la deprecierea leului și a crescut datoria noastră externă. De fapt, aceste 20 de miliarde lei, aproape în totalitate, sunt determinate de jaful bancar. Până aici totul e clar. După aceasta vedem o stabilitate. Haideți să nu-i zicem așa, până în 2019 noi practic datoria noastră a rămas stabilă și este legată aici de doi factori de bază. 1. Leul s-a întărit în această perioadă și din acest motiv, recalculat în lei datoria externă, care în dolari a crescut, în lei a rămas practic neschimbată. Și 2. În această perioadă guvernul nu s-a prea împrumutat, din ce cauză am vorbit de multe ori. Și avem anul 2020, 2021, 2022. Sunt cei mai critici ani din istoria noastră. De ce spun acest lucru? 2020, pandemia, Republica Moldova intră într-o criză economică foarte puternică care a necesitat
vă duceți aminte, Fondul Monetar Internațional necondiționat ne-a oferit bani și de fapt acești bani ne-a salvat pe noi ca să putem achita pensiile și salariile. 2021, criza resurselor energetice, Republica Moldova este nevoită să împrumute pentru a rezolva problema. 2022, criza doar începe. Scurt pe 2, în acești 3 ani de zile, noi ne-am împrumutat pe intern și pe extern cu 26 de miliarde de lei. Deci datoria noastră a crescut de la 53 de miliarde de lei la 79 de miliarde de lei. 26 de miliarde de lei, dintre care două treimi sunt împrumuturile externe sau 17,5 miliarde de lei și o treime împrumuturile interne de 8,7 miliarde de lei. De fapt, în acești 3 ani de zile, volumul datoriei pe care noi o vom lua până la sfârșitul anului, cred că noi ne vom împrumuta destul de puternic și pe intern și pe extern, volumul împrumuturilor este de 5 ori mai mari decât a fost tradițional în toți anii Republicii Moldova. De fapt, în acești ultimi ani de zile, guvernul nostru se împrumută masiv. Apropo, la sfârșit voi spune dacă este bine sau nu se împrumutăm, dar până în ce începem cu această constatare, deci în 3 ani de zile, 2020, 2021, 2022, sunt ani în care guvernul se împrumută fără precedent de 4, deci pe internul leacă mai diferențiază acolo, dar de 4-5 ori mai mult decât în toată perioada de cât suntem noi. Deci asta este cu datoria, dar înainte de a trece la datorii să vedem, e mult sau e puțin această datorie de 79 de miliarde de lei, cred că toată lumea este acum șocată, totuși aș vrea să mă întorc la, în general, să discutăm subiectul datoriei. Din ce cauză? Deoarece în anul 2021, datorie externă a Republicii Moldova, vedeți, fac o mică diferențiere, a trecut prima dată de 9 miliarde de lei, așa un mic record istoric, n-am avut niciodată, 9 miliarde de dolari. Și acum toată lumea, când aude 9 miliarde de dolari, are senzația că este datorie Republicii Moldova. Nu este așa, deci este într-adevăr datoria Moldovei și aici trebuie să introducem 3 noțiuni de bază. Deci noi avem în mare măsură 3 tipuri de datorii. Prima este datoria guvernului. Este datoria care guvernul Republicii Moldova, din impozitele noastre, trebuie să o achite într-un viitor. Al doilea este datoria publică. Ce înseamnă datoria publică? Asta este datoria guvernului plus datoria băncii naționale, plus datoria administrației publice locale și plus datoria întreprinderilor de stat. Din ce cauză să spunem datoria publică? Deoarece în ultima instanță tot guvernul este cel care trebuie să poartă responsabilitate pe această datorie. Deci noi avem datoria guvernului, avem datoria public, care include guvernul și alte instituții publice, și avem datoriile private. Datoriile private pot fi fie a agenților economici, fie a persoanelor. Și datoria este de două feluri, externă, ceea ce noi discutăm, și internă. Acum vă dau un tabel foarte complicat, îl voi publica ca să nu vă chinuiți foarte mult. Anumite cifre sunt, datele sunt pentru ziua de astăzi, dar anumite cifre noi nu le avem pentru ultimele luni, deci eu le-am estimat puțin, dar în plus, minus sunt aceleași cifre. Datoria totală a Republicii Moldova la ziua de astăzi este de 272 de miliarde de lei sau aproape sau 14,8 miliarde de dolari. Nu vă speriați foarte mult, haideți să ne luăm la rând. Cel mai interesant și interesanță este care este datoria Republicii Moldova cu peste hotare sau datoria noastră externă, care este obligația noastră financiară față de alte țări. Dacă vă uitați atent, în a doua coloniță, datorie externă, este de 169 de miliarde de lei sau 9,2 miliarde de dolari aproximativ, datele pentru 2021 ne dă 9 miliarde de dolari, estimăm că acum ne-am ridicat undeva la 9,2 miliarde de dolari. Însă fiți atenți! Din acești 9,2 miliarde de dolari, instituțiile publice, care includ în sine guvernul, Banca Națională, Administrația Publică Locală, întreprinderi de stat, au datorie, vedeți aici, am dat un grafic mai jos, datoria publică e de 2,7 miliarde de dolari. 6,5 miliarde de dolari sau datoria de bază pe care o are Republica Moldova față de partenerii externi sunt a companiilor private. Deci agenții economici se împrumută bani, există investiții, deci în total datoria care este a Republicii Moldova față de mediul extern, în principiu este dat de 9,32 miliarde de dolari, dintre care a sectorului public doar 2,37 miliarde. Mai avem și datorii interne. Datoriile interne, la ziua de astăzi, le estimăm la 103,5 miliarde de lei sau 5,6 miliarde de dolari.
De fapt, dacă ne uităm atent, două treimi din toate datoriile noastre sunt pe extern și o treime sunt pe intern. Noi este pe intern, ne lămurim noi între noi. Din ce sunt formate ele? 1,8 miliarde de dolari sunt datoriile instituțiilor publice, aici vorbim în mod special, guvernul, mai puțin primăriile și întreprinderi de stat, care sunt în total dotare cu 33,6 miliarde de lei sau 1,8 miliarde de dolari, și entitățile private. Sub private înțelegem agenții economici și persoanele fizice. Deci, în total, datoria noastră internă de 5,6 miliarde dolari, iarăși o treime este a guvernului, două treime este a agenților economici și a populației. Și în felul acesta obținem că, de fapt, din datoria de 14,8 miliarde de dolari pe care noi avem la ziua de astăzi, 4,5 miliarde sunt ale autorităților publice și 10,3 miliarde sunt ale entităților private. Aici trebuie să finalizez și să trecem la următorul capitol, dar mai este un mic detaliu care vreau să o spun. Deci noi vorbim aici doar de datoria pe care o au guvernul, instituțiile publice, agenții economici și populația față de instituțiile financiare. Însă, populația, pe lângă instituțiile financiare, vorbim de bănci și sectorul nebancar, mai are circa 10 miliarde de lei împrumutați de la alte persoane fizice care nu sunt reflectate nici într-un raport. Mă veți întreba de unde știu acest lucru? Foarte simplu, IDES Viitor a realizat un sondaj în baza căruia am putut estima această sumă. Deci, în realitate, datoria noastră este cu mult mai mare. Și agenții economici, pe lângă datoriile care le au la instituțiile financiare, ei au 10 de miliarde de lei. Numai întreprinderi de stat au aproximativ 20 de miliarde de lei datorii, care nu sunt nici câte între bănci, nici câte alte instituții financiare, sunt datorii față de angajați, sunt datorii față de furnizori, sunt datorii față de alți agenți economici. Din acest motiv, volumul total de îndatorare a Republicii Moldova pe intern, nu că nu este posibil, este posibil, cred că vom face în viitor, dar este cu mult mai mare. Noi aici vorbim, de fapt, doar despre datorii de 272 de miliarde de lei sau 14,8 miliarde de dolari care sunt față de instituțiile financiare. Nu am vorbit de alte 10 de miliarde de lei care sunt datorii ale unor agenții economici față de alte agenții economici. Evident, întrebarea numărul 1. E mare sau nu este mare datoria Republicii Moldova? Pentru a răspunde la această întrebare, vom utiliza două instrumente. Primul instrument, să vedem care este datoria noastră raportată la produsul intern brut. Din ce cauză este important acest lucru? Deoarece, dacă ne uităm, spre exemplu, în anul 99, datoria Republicii Moldova, aparent, nu era foarte mare. În anul 1999 vorbeam de câteva miliarde de lei datoria noastră. Însă, atunci și produsul intern brut era micuț. Ca să fie clar despre ce vorbim, când erați copil și aveați datorie de 10 lei, asta pentru voi era un șoc foarte mare, acum când sunteți om matur, 10 lei nu mai prezintă ceva. Deci e datoria statului sau datoria guvernului. Deci noi uităm de agenții economici și ne întoarcem înapoi la datoria guvernului. Datoria guvernului Republicii Moldova trebuie raportată la produsul intern brut. Dacă vă uitați la grafic, observați că în prezent datoria Republicii Moldova, datoria Guvernului Republicii Moldova, este mai puțin de 32% din produsul intern brut. Este mult sau puțin acest lucru? Uitați-vă că recordul a fost în anul 98, când noi am ajuns la aproape 83%. La noi, criza din 98 ne-a dus la ceea că datoria Guvernului Republicii Moldova a crescut pur și simplu exponențial, s-a dublat. După aceasta a urmat o scădere până în 2008, apoi noi ne menținem relativ stabil la nivel de 30-32%. Comparativ istoric, am spune că suntem la un nivel destul de scăzut. Dar ce se întâmplă în alte țări? Nu am vrut să iau toată lumea, dacă ne uităm în alte țări, ce este mult mai dramatic, de aceea am luat toate țările din Europa și am făcut un top al țărilor care este datoria lor comparativ cu produsul intern brut. Liderul este Grecia, sunt două surse, o sursă de 206% din PIB, altă sursă de 213% din PIB, am luat 206. Deci 206% din produsul intern brut este datoria Greciei, este liderul numărul 1 al Europei. Pe locul 2 este Italia, pe locul 3 este Portugalia, pe locul 4 este Spania. Cred că vă aduceți aminte de acea frază care era PIGS, era numai Portugalia, Italia, Grecia și Spania.
era și cu o notație negativă, voi trebuie să o spun, PIX în limba engleză mai înseamnă șpurcel, deci era dată abreviere pentru țările care erau considerate țările cu cea mai mare datorie din Europa. Media în zona euro este de 98%, media în Uniunea Europeană este de 91% datorie raportată la produsul intern brut. La capitol datorie, Ucraina se află cu 61%, România 47%, iar Republica Moldova are aproape cea mai mică datorie raportată la produs intern brut din Europa. Avem 32, deci vedeți așa 32,9, deoarece datele pentru anul 2020, în anul, ca să putem compara, în anul 2021 noi datorie este și mai mică raportată la produs intern brut. Cele mai mici țări, vedeți, este Estonia, Rusia, Kosovo, dar în general putem spune în felul următor. Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova, chiar dacă în ultimii 3 ani s-a împrumutat de 5 ori mai mult decât în orice altă perioadă de la independență, noi oricum în prezent, datoria noastră sau povara sau greutatea datoriei noastre este cam cea mai mică din Europa. Și aici am considerat să vă mai arăt încă un grafic ca să vedeți despre ce vorbim. Am luat ce am introdus în trările de resurse financiare în ultimii 22 de ani, am luat din 2001 până în prezent, este posibil de obținut date mai vechi, dar acolo cifrele sunt foarte mici. Dacă vă uitați atent, am luat pe 5 ani de zile. Cel mai mult am avut în perioada 2011-2015, când în Republica Moldova au intrat peste 1,2 miliarde de dolari în bugetul de stat. Dar aici vreau să marchez ceva foarte important. Perioada 2011-2015 este o perioadă care trebuie să o multiplicăm cât de mult posibil. Dacă vă uitați atent, din 1,2 miliarde de dolari, 2/3 din bani au fost sub formă de granturi, sau 830 de milioane de dolari au fost granturi și doar 390 de milioane de dolari au fost împrumuturi. De fapt, a fost unica perioadă din țara noastră când noi am acoperit necesitățile bugetare preponderent din granturi și din împrumuturi. După aceasta, observați, 2016-2020, granturi noi, practic, nu că n-am primit, am primit foarte puțin și ne-am menținut pe datorii, dar aici domină anul 2020, iar în acest 2021-2022, deci estimativ până la sfârșitul anului, eu cred că noi vom avea granturi și împrumuturi în 2 ani de zile, 2021 și 2022, mai mult decât în precedență 5 ani de zile. Care este partea negativă a împrumuturilor? Partea proastă a împrumuturilor sunt două. Prima, trebuie să întorci înapoi banii, asta e prima, și doi, trebuie să plătești procente. Cu întoarcerea banilor înapoi, nu vreau să mă opresc foarte mult, mă voi opri doar la dobânzile care o să le plătim. Uitați-vă foarte atent. Până în 2018, noi plăteam anual dobânzi, doar dobânzi pentru creditele luate, 1,5 miliarde de lei. În acest an, Guvernul estima că vom plăti 2,9 miliarde sau de două ori mai puțin decât am plătit până în 2018, acum și vă explica din ce cauză, însă în opinia mea, real dobânda pe care vom achita-o noi în acest an va fi cu mult mai mare și este legat de faptul că dacă anul trecut guvernul se împrumuta cu 5% jumătate, în prezent deja guvernul este nevoit să împrumute cu 17%. Din acest motiv, dobânda în acest an va fi cu mult mai mare. Din ce cauză noi plătim atâta 2,9, dar eu cred că vom plăti noi toate 3,3 miliarde lei, doar dobândă pentru creditele luate. Dacă vă uitați atent în grafic, veți observa, chiar dacă creditele externe reprezintă 2/3 din toate împrumuturile noastre, dobânda pe care o plătim noi pentru creditele externe este de 4 ori mai mică decât creditele interne. Deci noi credite externe luăm cu mult mai mult și aici vreau să vă aduc aminte primul grafic. Noi la ziua de astăzi avem credite externe luate de 47 de miliarde de lei, iar dobânda este de 590 de milioane. Creditele interne sunt de 32 de miliarde de lei, iar dobânda care va fi plătită în acest an va fi de cel puțin 2,5 miliarde de lei. Concluzia este unul foarte simplu. Cel mai bine pentru Republica Moldova este să acceseze resurse financiare externe care sunt de câteva ori mai ieftine decât este interne și noi ar trebui, dacă în ultimii ani de zile Republica Moldova s-a confruntat cu o problemă enormă de finanțare externă,
și a fost nevoită să substitui finanțarea externă prin finanțarea internă foarte scumpă, tot ce trebuie să facă guvernul actual și guvernul viitor să substitui finanțarea internă prin finanțare externă în felul acesta, asigurând și o stabilitate a cursului valutar, dar nu vreau așa să mă opresc, și pe de altă parte, reducând povara de servire datoriei. Deci noi în acest an vom plăti această dobândă de 3,2-3,3 miliarde de lei, doar dobânzi, nu atâta din vina acestui guvern, cât din faptul că în ultimii ani de zile, datorită lipsii de finanțare externă, guvernele au fost nevoiți să se împrumute masiv pe intern. Deci asta este cea mai mare problemă. Și ultima. Tot și bine sau nu-i bine să ne împrumutăm? Cât n-ar fi de straniu, după tot ce am spus eu acum, răspunsul este unul. Republica Moldova nu are nicio șansă de dezvoltare fără ca să se împrumute. Și acum am să explic. Deci Republica Moldova, nu trebuie să vă povestesc în ce stare dezastroasă se află infrastructura noastră. Infrastructura, cum doriți dumneavoastră, dar în primul rând nu este etic să fie finanțată din cheltuielile bugetare și am să explic din ce cauză. Un drum care construiește, el va fi deservit pentru 50 de ani. Calea ferată care trebuie să o reabilităm, ea va fi exploatată 50 de ani. Nu este corect să punem pe povara acestei generații, care este într-o stare extrem de dificilă și foarte săracă, povara de a construi calea ferată de care vor beneficia oamenii pe 50 de ani. Deci povara investițiilor în infrastructură trebuie repartizată corect pe toate generațiile care o vor utiliza. Cum se face repartizare corect? Ai împrumutat bani, ai construit calea ferată și apoi timp de 30 de ani de zile toate generațiile întorc banii pentru infrastructura pe care ei o utilizează. Eu am luat un calcul simplu. Uitați-vă atent. Republica Moldova are nevoie de câteva elemente critice de infrastructură. Datele sunt luate de la OECD, sunt luate de la Banca Mondială, sunt luate de la alte organizații care au calculat cam care sunt necesitățile de investiții pentru estul Europei. În Republica Moldova, trebuie să vă spun, cifrele sunt cu mult mai mari pe anumite capitole. Deci, transport și drumuri. Noi avem nevoie să cheltuim anual 3,1% din produsul intern brut sau ceea ce înseamnă la ziua de astăzi 8,2 miliarde de lei anual. 2. Transport, calea ferată, aeroporturi, porturi. Se recomandă un procent din produsul intern brut, dar asta nu ți ajută și vă spun directorul calea ferată că le are nevoie de 600 de milioane de dolari doar la calea ferată, deci asta înseamnă 2,6 miliarde de lei. Deci, apropo, aceste cheltuieli trebuie să le asigurăm minimul pentru 10 ani. Deci noi avem nevoie de minimul 10 ani de zile să facem aceste investiții. La electricitate, vorbim de generare electricității, vorbim de linii de tensiune înaltă, transportare electricității, noi trebuie 2,5% din produsul intern brut să alocăm cel puțin 10 ani de zile. Eficiența energetică, noi suntem niște risipitori de resurse energetice, 0,4% din PIB, în Republica Moldova suma aceasta trebuie să fie cu mult mai mare. Apă, canalizare, avem nevoie, avem pierderile enorme, noi practic am rezolvat cât de cât în Chișinău parțial pe apă, pe canalizare, e o dezastru în toată țara, 0,9% din PIB sau 2 miliarde jumătate anual. Și telecomunicații. Deci în total anual noi trebuie să investim în infrastructură minimul 22,6 miliarde de lei. Evident, o parte din acești bani nu vor fi din bugetul citat. Sau 8,5% din PIB. 22,6 miliarde lei, asta anul acesta trebuie să investim. La anul suma va fi cu mult mai mare, deoarece odată cu creșterea PIB-ului crește aceste cheltuieli. 8,5% din PIB. Republica Moldova nu are cum, deoarece nimeni nu a avut posibilitatea să facă acest lucru. Soluțiile sunt trei. Prima soluție, din bugetul de stat, da, noi am putea aloca circa 2% din produsul intern brut pentru infrastructură. Din atragerea capitalului privat, fie prin investiții, fie prin concesiuni, fie prin, dar nu așa cum s-a făcut în Moldova, dar vorbesc de concesiuni normale, fie din parteneriat public-privat, noi putem atrage încă 3,5% din PIB. Iar cea mai mare cotă, sau nu cea mai mare, iar cea mai mare povară care o are guvernul, noi trebuie să avem un plan de investiții pe următorii 10 ani de zile, prin care clar să arătăm partenerilor noștri cum să fim finanțați de circa 3% din PIB, ceea ce ar însemna cam 7 miliarde jumătate, 8 miliarde de lei investiții anual,
pentru, din împrumuturi externe, pentru infrastructură. Fără acest lucru, Republica Moldova va rămâne o țară subdezvoltată, Republica Moldova va rămâne o țară unde investițiile în economie sunt cu 20-30% mai mari decât în orice altă țară, din simplu motiv că lipsește infrastructura adecvată, unde costurile de producție sunt cu mult mai mari decât infrastructura, din cauza infrastructurii proaste, unde toată productivitatea muncii este cu mult mai slabă din cauza infrastructurii proaste. Transportatorii au dat un exemplu foarte clar. Îl dau aici, cu asta finalizez. În Republica Moldova, un șofer de tir poate parcurge anual 60.000 de kilometri, piste hotare în Germania sau în alte țări 150.000. Deci cauză drumurile bune și la noi drumurile proaste înseamnă de două ori și jumătate mai puțin parcurs poate face. Din cauza drumurilor proaste, mașinilor, parcului foarte slab, la noi cantitatea de marfă într-o mașină este tot aproape de ori mai micuț, ceea ce rezultat dă productivitatea muncii unui șofer din Republica Moldova, care este tot atât de calificat ca unul din Germania, care are aceeași pregătire din cauza drumurilor proaste, din cauza infrastructurii proaste, din cauza echipamentelor proaste, este de 5 ori mai mic decât în Germania. Deci un șofer din Germania lucrează exact pe 5 șoferi din Republica Moldova. Asta înseamnă costuri lipsă de infrastructură. În concluzie, Republica Moldova s-a împrumutat masiv în ultimii ani, dar toate aceste împrumuturi au fost pentru cheltuieli curente. Republica Moldova în prezent are o rată de îndatorare foarte slabă comparativ cu istoria noastră și comparativ cu alte țări. Republica Moldova, dacă nu va avea un plan de finanțare prin atragere capitalului privat și împrumuturilor externe în infrastructura publică, noi nu avem nicio șansă de dezvoltare și Republica Moldova riscă ani de zile să rămână cu acest statut neplăcut de cea mai săracă țară a Europei, care, dacă să vorbim la modul serios, în ultimii ani de zile, bugetul nostru a fost un buget de supraviețuire și nu un buget de dezvoltare. Republica Moldova trebuie să treacă la bugetul de dezvoltare, de supraviețuire la buget, de dezvoltare, iar acest lucru poate fi făcut, da, prin granturi, dar și prin împrumuturi. Mi-aș dori foarte mult experiența din 2011-2015, când 60% sau 2/3 din resursele externe erau granturi, dar cel puțin obiectivul nostru trebuie să fie ca noi să asigurăm din bani publici cel puțin 5,5-6% din produsul intern brut anual investiți în infrastructură. Fără acest lucru, noi nu avem nicio șansă. Vă mulțumesc mult, până data viitoare!